pentru că am primit această invitație pe mail și vreau să mulțumesc Fundației Memoria pentru că așa cum rugăm la înmormântare, că trebuie neapărat să fie posibil să se împlinească cuvântul pe care l-am avut cu doamna Mihaela Chisescu la Cernăuți. Ne-am întâlnit la o sesiune de comunicări acolo și am asistat la momentul în care invita pe cei de acolo, care urmașii celor care au fost deportați, să transmită articole care să fie cuprinse în această revistă. Și de asemenea a invitat la lansarea numărului 100 la Ateneu și mi-aduc aminte că se întreba atunci, mă mir că sunteți așa de mulți care ați venit. Și mă gândeam la Sfântul Ilie care credea că toți s-au închinat lui Balaal și Dumnezeu îi spune, mai sunt încă 5.000 pe care tu nu-i știi. Așa că toți cei care trăim cu... în generația am crescut în perioada comunistă, dar trăim acum aflând din astfel de muncă, aflând adevărul faptelor care se întâmplau pe lângă noi și noi habar n-aveam, ne plecăm cu respect în fața celor care au suferit. De asemenea, susținem cu toată dragostea pe cei care se ostenesc ca să scoată la lumină aceste fapte și mulțumesc Fundației pentru doamnei Ichim că, într-adevăr, eu am spus că noua mănăstire Voroneț, care s-a reînființat doar de 28 de ani, după ce n-a fost mănăstire de 206 ani, din cauza stăpânirii austriece și a perioadei comuniste, ne dorim foarte mult ca în rafturile bibliotecii mănăstirii Voroneț să se găsească această colecție. Și am primit-o și am ținut să mulțumesc, de aceasta am îndrăznit să vin aici, să mulțumesc și... cum bine se știe, la doar 30 de kilometri este un centru universitar, Universitatea Suceava și Cancelarie din Suceava și noi asta intenționăm ca tinerii studioși care vor să afle adevărul, tinerilor să nu fie neapărat nevoie să facă 450 de kilometri până aici, ci să le fie la îndemână ca această revistă să se găsească în Biblioteca Mănăstirii Voroneț pentru studiu. Și n-am venit singură, data trecută la numărul 100 eram cu maica Elena, maica scriitoare, dar care eu am 56 de ani, dumneia are 77 de ani. Am venit cu a doua generație de măicuțe, am ținut neapărat, ele sunt masterande aici la București, la teologie, la Arta Sacră în Contemporaneitate, pentru ca să trăiască aceste clipe, să se încarce de această atmosferă și într-adevăr să ducă mai departe. Și felicit pe doamna profesoară de la liceul Benjamin Franklin, pentru că iată, nu e adevărat, sunt tineri. Felicitări că ați venit cu echipa de copii interesați și cu siguranță ei vor spune mai departe. Mulțumesc foarte mult, Fundației Memoria.